Salutare, bine ați venit la Te România. Astăzi jucăm cu un pachet numit Dragon Paladin. Pachetul este destul de bun și îs destul de multe pachete ce-l pot contracara, dar eu am avut destul de mult fun și cu el am ajuns pe 5, fiindcă s-a resetat ieri, cred că s-a resetat rankul în Hearthstone. Ok, am prins versus Rogue. Sper să nu fie combo rogue, fiindcă e annoying as fuck. Ok, vom ține toată mâna, fiindcă e destul de ok mâna asta. Avem aici combo cu city tax și quality. Posibil să fie și pirate rogue, fiindcă am mai prins pirate rogue. Sunt curios ce... Da, e pirate rogue. Ok. Din păcate o să folosesc coin-ul, fiindcă n-am ce face. Și... cred că o să folosesc asta și o să... Pirate Rogue e un pachet foarte agresiv. Va merge față, bineînțeles. Mă gândesc că dacă las prea mult, hai că facem așa. Și-l omorâm pe asta. Încă vreau să țin pentru combo, vreau să cheme cât mai mulți minioni și după aia să-l... să-i distrug pe toți. Ok, bine că a chemat arma, fiindcă o să-i distrugem tura asta cu... Viper. Hai, mergi față. Bine că nu a chemat încă niciun... încă niciun pirat. E interesant că încă nu a... încă nu a atacat. Ok, tura asta o să-i distrugem. Arma... că e... legendă, ok. Tradeable. I-am distrus arma și după asta, dacă o să mai cheme pirați, o să facem combo și o să-i ucidem toți pirații. Eu sper să nu... dacă nu-l chemăm pe asta, și asta când îl chem până în tura care urmează, o să-i dea Divine Shield și Taunt și după aia să-l folosim pe asta. Așa, du-te față. Sau, cred că asta o să facem. Stai un pic să văd. Ba nu, facem combo-ul. Așa o să-l demoralizăm un pic. Stai să mă gândesc. Să facem oare și combo. Aș putea... mai degrabă fac așa. Mai degrabă așa. De bătut nu știu dacă are cum să mă bată. Cu cât trece mai multe ture, cu atâta pachetul e mai stabil și mai greu de bătut.
Hei. Pirați nu are, fiindcă ar fi chemat. Da, și va merge față. Ok. Alta armă nu mai are. Ce putem face noi? Cred că dăm asta cu lifesteal. Și îl chemăm pe ăsta. Și mergem față. Indiferent de ce ar chema, suntem cumva pregătiți. Ok, cheamă pe asta. Are și noroc, asta mă enervează la el. Poate avem noroc. M-aș risca. Da, cred că mă risc, dai să văd. A, perfect. O să dăm asta și asta. Și îl chemăm pe asta. Trebuie un taunt neapărat. Sper să nu meargă față. Ah, merge față. Putea face eu și nu prea are ce să-mi facă. Trebuie să mă gândesc. Nu, asta fac. Și îl chem pe asta. Fiindcă nu are cum să-mi ucidă. Și după asta pe ăștia doi. Sau chiar pe asta și pe asta, curaj. Da. Nu prea are ce să ne mai facă. E cam câștigat meciul ăsta. Și chiar dacă ar avea un vanish, da, să dăm un well played. A jucat cât de bine a putut.
Am putea să-l facem pe ăsta foarte tare. Și dăm asta. Și-l nimicim. Ok, am câștigat, nu o să mai joc unul. Uneori are foarte bun win rate. De exemplu, cu el am câștigat ieri, cred că 6 meciuri la rând. Și astăzi am pierdut cu el împotriva altui rogue, un combo rogue. Și am pierdut și împotriva unui paladin. Probabil e... Ok, am prins Death Knight. O să ținem, fiindcă avem nevoie de... O să țin toată mâna. Ăsta am nevoie pentru armă și ăsta pentru minionii cu 1 viață. Oh, e foarte agresiv. Ok, dăm mental, fiindcă momentan avem ce folosi. O să fie greu meciul ăsta. A, indiferent că pierd, o să-l pun pe YouTube. Nu trebuie să pun doar când câștigi. Mai pui și când pierzi. Ce Artur care... Go charge, ok, folosește coin-ul. N-am înțeles de ce l-ar fi folosit așa, dar... Noi o să-l chemăm după asta pe... Asta e că dacă-l chemăm... N-am trebuit ceva port. Prezent, poate o să trag următoarea turnă, dragon. Altfel o să o să fie overwhelm. E bine că avem combo. Nu o să aibă mulți minioni, putem curăța bordul. Așa, merge față. Nu înțeleg de ce a făcut asta. Să mă gândesc care e cel mai bun play. Cred că acum merge. Deși e bine să-l folosești când are mai mulți minioni, dar după aia o să fie foarte greu de contracarat, așa am curățat bordul măcar. Deja are peste 500 de meciuri câștigate cu Death Knight-ul. Ok, 2-0 cu Infuse. Nu știu de ce a făcut asta, dar... Hai fie. Omorâm pe asta. Să vedem ce descoperim. Add to. Hai că folosim asta. Uneori e bine să mergi așa la random, nu știi ce-ți poate da. N-a făcut un trade. Hai că-l chem pe asta să văd ce spell-ul e. Restore tier 2 health. Asta e bun. V-am spus, cu cât rezistăm mai mult, cu atât avem șansa mai mare să-l batem. Nu înțeleg de ce a făcut asta. A, credea că... Nimic.
Stai să mă gândesc care e cel mai bun play pe care îl pot face eu în acest moment. Îl chemăm pe asta cu rush și dăm heal. Ucidem pe asta. Oh, dacă mi-ar veni asta acum ar fi tare bine. Anacromos, sau cum îl cheamă. Ok, knife juggler. Everybody needs a castle. Ah. O să aibă board control acum. Deci numai asta mai mă salvează. Bine că-l pot chema pe asta și după asta... Nu înțeleg de ce a mers fața. Nu știe ce secret am. De asta cred că... A fi, nu știu de ce a mers fața. A, să-i dea un zombie curaj. Bun. Hai să mă gândesc. Draw Holy Spell. Ce mai am Unequality. Cred că asta o să fac. Sper să-mi dea... Și le dăm... Dăm și asta, că n-avem ce face. Ok, telefonul. Asta e posibil să-l pierdem. E posibil să-l pierdem, fiindcă are foarte mult damage pe board și nu mi-a venit căcatul ăla de carte. Numai singura carte care mai mă salvează e Anacronus. Dar nici aia, fiindcă pot să aibă în mână. Hai, acum. Eu nu înțeleg de ce nu-mi dă... Că nu e Holy Spell sau de ce? Da, o, asta e pierdut. Ia stai, leac să văd. Ah. Dacă făceam mai repede chestia asta... Mă, tot are... cât are pe bord. Dai să văd. Are oricum destul. Are 5, 10, 12. Hai să dăm well played. Asta e, dacă îmi venea... Poate nu va calcula, dar nu, că va merge față. De ce nu a venit asta? Trebuia să țină la mai încolo. Acum îmi dau seama că... Hai că mai jucăm încă unul după asta. Asta e problema cu pachetul ăsta. Dacă prinzi un pachet foarte agresiv... Dacă nu foloseam combo-ul ăla, trebuia să-l las mai mult, să cheme foarte mulți minioși după aia, îi curățam bordul. Bine de știut. O să mai jucăm unul, poate prind tot un Death Knight să ne răzbunăm. Mai degrabă te lasă cu 10 viață și după aia îți faci... tot bordul.
Ei, am prins șaman. O să-l lânguim unde e asta și asta. Hai că e ok. Asta e tot agresiv. E tot agresiv și urăsc pachetele astea agresive. Dar de data asta sper să-mi vină City Tax și să-l... Asta e să văd. Da, bine că mi-a venit tot Equality. Te luăm pe tine, fiindcă... Golem... Ce pui mei să fac? Hai că fac așa, îl chem pe ăsta. Hai, du-te față. Nu merge față. Acum e bine că n-aveți față. Or less attack. Ah, pe asta în momentul. Vai, frate. Ce pot face eu? Îl chem pe asta. Și îl țin aici pe bord, că altceva n-am ce face. Dacă asta e bine. Va merge față. Acum dacă mi-ar veni căcatul ăla de City Tax. Atât. Asta e bine. I-am curățat bordul. Totul merge în continuare față. Hai că-i distrug arma. Trag asta. Nu mai am niciun hold. Hai că tot e bine. Am revenit măcar cât de cât. Facem așa, o să-i dăm asta. Mor pe ăștia. Așa, așa. Am avut control la bord. Sper că nu urmă. Turles. O să facem așa. Let reading drag.
Hai că e bine. Nu cred că mai are cum să revină, chiar dacă, indiferent ce ar face, ar fi foarte greu să mă bată. Ok, a chemat arma. Mi se dea un buton basic, asta nu e nimic. Our hardships only strengthen our resolve. Remember the father. Da, v-am spus, pachetul e destul de solid, dar trebuie să-ți vină cărțile necesare să poți rezista. Dacă nu făceam gafa aia, îl băteam și pe Dead Knight-ul ăla. Trebuia să aștept mai mult cum am făcut în cazul ăsta. Ok. Stai, o să dăm prima dată asta. Și cred că o să fac asta. Iau pe asta. Da, n-are ce să ne facă. Indiferent ce ar chema, e imposibil ca să mai revină. Avem un well paid. Da. Da, am câștigat. Și aici se termină acest clip de Hearthstone. Sper că v-a plăcut. V-am spus, de obicei ai șanse să câștigi sau să pierzi. Depinde cum îți vin cărțile. Eu sunt Alex,